Bine v-am găsit! În continuarea discuției despre importanța sulfului de data trecută, astăzi aș dori să mai adaug un mineral, mineralul numărul 2, implicat în detoxifiere, dar în mod special în eliminarea și eradicarea infecției cu Candida albicans. În finalul acestei discuții voi menționa și câteva suplimente pe bază de sulf și pe baza mineralului despre care vorbim astăzi, deci pentru detoxifiere, așa cum mi s-a și solicitat în câteva comentarii. Deci oligomineralul numărul 2 implicat în detoxifiere și eradicare, eliminare candida este molibden. Acesta este considerat un trace mineral, adică o sare minerală, de care avem nevoie într-o cantitate foarte mică de micrograme. Molibden este o coenzimă, un cofactor, fără el nu se poate, în trei reacții enzimatice din corpul nostru. Deci ajută în detoxifiere și reprezintă, de fapt, un mod natural de a ne curăța de toate gunoaiele și deșeurile poluante din organismul nostru. Cele trei tipuri de reacții enzimatice care folosesc molibden în detoxifiere au niște denumiri savante, sunt sulfitol oxidază, xantin oxidază și aldehid oxidază. Nu trebuie să reținem neapărat denumirile acestea, dar am vrut doar să ordonăm mai bine despre ce vorbim astăzi. Deci primul tip de reacție enzimatică, deci molibden este o coenzimă pentru sulfit oxidază, adică molibden descompune și îmbunătățește metabolismul sulfiților din corpul nostru, adică transformă sulfiții în compuși ai sulfului. Multe persoane au sensibilitate la sulfiți. Cred că ați auzit de sulfiții din vinul alb. Dar sulfiții sunt foarte prezenți în alimente și cred că de aici apar problemele, sunt foarte prezenți în conservanți, în aditive alimentari, în fructele uscate, în carne, în pește și consumul de prea mulți sulfiți provoacă alergii în primul rând, dar și multe manifestări specifice pentru sensibilitatea la sulfiți. De pildă, ai dificultăți de respirație, ai o tuse, ai o respirație șuierătoare, te poți înroși la față, mâncărime, urticarie, umflarea ochilor, a mâinilor, poți să ai greață, dureri de cap sau diaree. Acest tip de reacție enzimatică, sulfit oxidază, este cea mai importantă enzimă dependentă de molibden. Oxidează sulfitul în sulfat și este reprezintă etapa finală în metabolismul aminoacizilor pe bază de sulf. Deci avem nevoie de această enzimă sulfit oxidază pentru detoxifierea ficatului, pentru a produce glutation și chiar pentru a produce niște compuși anume pentru durerile articulare, cum este de pildă sulfatul de condroitină. Poate ați auzit de acest compus, că face parte din niște suplimente pe care le folosim în durere articulare. Molibden este de asemenea o coenzimă pentru a doua reacție enzimatică numită xantin oxidază. Și aceasta foarte importantă, transformă anumite proteine în acid uric. De fapt, molibdenul este acela care mă ajută la prevenirea acumulării de acid uric, care știm foarte bine că în cele din urmă poate să se transforme în gută. Molibden este prezent în foarte multe locuri, dar vreau să vă dau acest exemplu al dinților. Face mult mai puternici dinții molibdenul și astfel ajută și la prevenirea cariilor.
Și a treia reacție enzimatică, în care molibden este o coenzimă, un cofactor, este aldehid oxidază. În sfârșit, despre aceasta vreau să detaliez, implicată în eliminarea și eradicarea infecției cu Candida albicans. Practic, molibden este o modalitate naturală de detoxifiere în infecția cu Candida și te ajută să elimini și substanțele chimice produse de această infecție cu Candida. Corpul folosește molibden pentru a elimina, de fapt, excesul de acetaldehidă, care este o substanță reactivă, poate duce la deteriorare celulară. Persoanele care au infecție cu Candida albicans în mod repetat, deci o infecție recurentă, pot avea un deficit de molibden. Și această infecție frecventă poate duce la nivel ridicat de acetaldehidă. Am pus un articol în descriere la bibliografie al Izabelei Wentz, care prezintă această conexiune dintre Candida și apariția Hashimoto. Și de asemenea vorbesc într-o prezentare separată despre infecția cu Candida ca posibil declanșator în prezentarea ce infecții declanșează autoimunitatea. În acest articol, Izabela Moen spune că alături de molibden în Candida albicans recurentă, deci după ce ai încercat tratamentul medicamentos, se recomandă de asemenea pe lângă molibden și biotină, vitamina B7 și acest probiotic Saccharomyces boulardii, despre care am mai menționat în alte întâlniri ce utilitate au probioticele și mai recomandă și anumite produse antifungice, ulei de oregano, cărbune activ și altele. Deci molibden este un cofactor în metabolismul corect al sulfului și în deficit de molibden poți ajunge la așa numita intoleranță la sulf. Pentru că există o manifestare și în această situație. Chiar am avut un comentariu în care o doamnă îmi spunea că nu poate consuma alimente bogate în sulf, pentru că au efecte neplăcute, ca erupții cutanate, chiar crize de astm, balonare, și toate acestea vin de la un consum regulat și prea mare de alimente bogate în sulf. Deci, aceste reacții enzimatice de tip sulfitoxidază, xantinoxidază și aldehidoxidază, care se produc doar cu ajutorul acestui oligomineral, molibden, au un rol extraordinar în detoxifierea ficatului de toxinele din mediu, în detoxifierea de unele medicamente, de estradiol, de progesteron și fără suficient molibden în corpul nostru, lucrurile pot deveni destul de toxice. Alimentele bogate în molibden sunt cam aceleași, asemănătoare cu alături de alimentele bogate în sulf, deci legumele crucifere, dar în mod deosebit castraveții au foarte mult molibden. Și cerealele, și nucile, alunele, ouăle, fasolea verde și semințele de floarea soarelui. Dar nu știm exact de unde provin aceste alimente, deci poate fi o problemă cu solul. Cel puțin în caz de Hashimoto este foarte indicată suplimentarea cu molibden
și cu alte produse pe bază de de care vă menționez, despre care vorbesc imediat. Doza zilnică de molibden este de la 150 la 500 de micrograme pentru o restabilire de nivel bun de molibden în corp. Deci, ce suplimente ar fi recomandate cu conținut de molibden și de sulf? În primul rând, există molibden ca atare, deci simplu, cum îl vedeți în imagine, dar se recomandă alături de molibden și Candida Support, care conține și biotină și Saccharomyces boulardii. Însă cel mai important supliment, cel puțin în Hashimoto, dar îl recomand și pentru persoanele care au această sensibilitate la sulfiți, care au candida recurent, este N-acetilcisteina, este NAC. Am mai vorbit despre acest supliment în cei mai buni nutrienți pentru Hashimoto, dar ce este foarte important, dacă ne uităm la compoziție, cum vedeți și în imagine, NAC cuprinde, pe lângă, deci N-acetilcisteină, cuprinde molibden, 50 de micrograme și seleniu. Acest compus este un aminoacid care conține sulf și este foarte necesar în formarea și în creșterea nivelului de glutation, dar este indispensabil în Hashimoto, este foarte important pentru sănătatea respiratorie, pentru funcția imunitară, detoxifier eficace și rinic pentru o bună conversie a lui T4 în T3, că acolo se întâmplă tot. Dar în mod deosebit este necesar în Hashimoto pentru reducerea anticorpilor anti-TPO. Și un alt supliment de data aceasta pe bază de sulf, cred că ați auzit de MSM sau MSM, dar se pronunță mai ușor MSM, metilsulfonilmetan, care joacă un rol important în ciclul sulfurului în corpul nostru. Deci, compușii cu sulf se găsesc în toate celulele noastre și sunt indispensabili vieții. Deci, compuși cu sulf ajută la menținerea sănătății articulare, la menținerea țesuturilor conjunctive și la cartilagiul articular și piele. MSM este un compus purtător de sulf prezent în multe alimente, în cantități foarte mici, în fructe, în legume crucifere din nou, dar și în germen de grâu, în carne lactate și chiar în unele alge. Se vinde MSM sub formă de pulbere, sub formă de tablete, dar și în combinații, cum vedeți în această imagine, cu glucosaminocondroitină, care este foarte indicat pentru durere articulare, pentru mobilitate articulară. Deci alimentele bogate în sulf și molibden, cât și gama aceasta de suplimente pe bază de sulf și molibden, nu trebuie să lipsească din acțiunea noastră de detoxifiere a ficatului, în primul rând, de eradicare, eliminare a infecției cu candida, nu trebuie să lipsească mai ales la cei diagnosticați cu Hashimoto. Mulțumesc, la revedere!